O femeie de 41 de ani din Daraban s-a trezit că a rămas fără mașină. Autoturismul femeii era parcat în afara perimetrului locuinței, cu cheile în contact și neasigurat. În noaptea de luni spre marți, un tânăr de 22 de ani s-a urcat la volanul mașinii și a plecat la plimbare pe raza localității Daraban. Apoi, acesta a abandonat mașina și a fugit. Văzând că mașina nu mai este în locul unde a lăsat-o, femeia a sunat imediat la 112. În urma cercetărilor polițiștilor, tânărul a fost identificat și s-a stabilit faptul că acesta nu deține permis de conducere. Polițiștii din cadrul poliției orașului Daraban au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore pe numele unui tânăr de 22 de ani din orașul Daraban pentru săvârșirea infracțiunilor de furt în scop de folosință și conducere fără permis. Acesta a fost introdus în arestul IPJ Botoșani și urmează ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentat în fața instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă.